Și începem un nou vlog săptămânal sau un daily, nu știu exact ce va fi până la final, ca de fiecare dată. Și voiam să vă arăt micul meu dejun, pentru că data trecută, în vlogul trecut, adică în vlogul de săptămâna trecută, mi se pare, cred că joia trecută, m-am enervat pentru că mi-am filmat cu telefonul ultima parte din micul dejun, exact ultima parte din vlog. V-am arătat ce mi-am pus eu acolo păstă budinca de Kia, v-am arătat cum eu fac și n-am reușit nici cum să scot din telefon pe laptop filmarea respectivă, pentru că nu prea mai aveam loc pe iCloud, nu mai puteam să șterg mai nimic din telefon pentru că trebuie să le sortez și să văd ce mai am nevoie. Și nu reușeam nici cum să îl export în iCloud și să îl scot de acolo, din cauza spațiului, probabil, cred eu. Deci, da, oricum am observat că am problemă cu videoclipurile care sunt ceva mai mari și nu mi le vede, nu știu, trebuie să își facă nu știu câte backup-uri până când să le vadă pe alea și să mi le pună și este de multe ori că nici măcar nu mi le pune. Deci nu înțeleg care e problema, dar în fine. Am filmat de data asta cu camera ca să vă arăt. Mi-am pus bunica de Kia pe care mi-am pregătit-o exact cum am pregătit-o în vlogul de săptămâna trecută, adică două linguri de semințe de chia, 150 de ml de lapte, puțină esență de vanilie și o linguriță de miere, plus două linguri de lapte de cocos din acela la conservă de la Lidl și l-am lăsat peste noapte la frigider și hai să vă întorc să vă arăt. Așa arată toată treaba, mi se pare că arată genial și credeți-mă pe cuvânt că e foarte bun. Acum dimineața mi-am mai pus doar niște căpșuni, afine banană pe care o vedeți aici, jumătate de banană și niște sirop din acesta de arțar pe care l-am luat de la Lidl. Cred că în momentul care a fost, cred că atunci când a fost săptămâna americană, parcă l-am luat sau nu mai știu ce-a fost. Dar oricum, de fapt, mami mi l-a cumpărat acum câteva, nu știu, jumătate, cam acum vreo săptămână și ceva, nu știu dacă a fost săptămâna americană, dar ea l-a găsit cu 20 de lei și, mă rog, dacă nu găsiți la Lidl, se găsește la DM sau găsiți în Mega Image 100%, doar că e puțin, cred că, mai scump. Și mi-am pus două linguri de iaurt grecesc pe care le vedeți acolo și peste sirop de arțar și vă zic că îți bați pruncii, deci e foarte, foarte bun. Și mă pun și eu să mănânc, care vreau să vă arăt acolo, că am fost până la Pepco aseară și am cumpărat niște prostioare, așadar o să vă arăt imediat. Tocmai ce m-am îmbrăcat și vreau să mă duc până la DM, pentru că nu știu dacă ați văzut voi acum pe TikTok sau, mă rog, a apărut un trend cu glass skin, adică să-ți pară fața așa de parcă nu știu, ar fi de sticlă, nu știu cum să vă explic și o să vă las oricum aici inserat pe ecran și am văzut eu, mă rog, tot am căutat pe TikTok să văd cum aș putea să fac treaba aia. Zicea cineva de ceva cu castravete, nu știu care zicea cu albuș, am zis că ok, nu o să pun albuș pe față, plus că și miroase urât, plus că probabil că o să distrugă machiajul sau nu știu. Și în mintea mea mă gândeam că arată ca și cum ar fi o mască din aia peel-off, efectul ăla, adică așa ca și când că nu poți să vorbești că îți crapă fața, după care se desface așa ușor de pe față, dar până să se desfacă, măcar să-ți faci două poze și să poți să copiezi efectul ăla, așadar vreau să fac un TikTok și eu cu treaba aia și mă duc să caut produsul, evident că am căutat după să dat. Am găsit în DM, ar zice că ar fi, eu m-am uitat aseară, zicea că ar fi stoc acolo, mă duc pentru că cred că la ora 9 s-a deschis, acum e 9 și puțin, pornez de acasă, mă duc încolo, după care mă duc să mai iau ceva vin, că vreau astăzi să mai fac ceva tocăniță, am deschisat ceva carne, trec de la una la alta, dar oricum o să vă arăt ce produs am cumpărat și o să-l testăm împreună, dacă nu aici, o să, adică probabil că o să filmez și cu aparatul ca să vă arăt vouă, dar o să fac un TikTok mai așa, mai detaliat, în care să fac și make-up-ul, poate o să vă filmez și aici, dar vedem.
Hai să vă arăt aici ca să vedeți despre ce vorbesc. Așa arată efectul ăsta. Vedeți că e de la Pat McGrath, care a făcut un make-up la ceva defilare de modă. Și, mă rog, toate modelele arătau în felul ăsta. E un trend acum pe TikTok și am zis, ok, hai să copiez. Plus că vedeți că și machiajul este diferit. Adică vreau să fac și machiajul, nu doar treaba asta, că e așa cu sprâncene foarte subțiri și tot felul de machiaje din astea și ceva mai interesant, așadar vreau să refac în special ăsta, mi se pare super tare. Gata, m-am întors acasă cu produsul minune, acesta este de la Freeman sau Freeman, nu știu exact cum îi zice, această mască cu castravete și vedeți că scrie Peel Off Gel Mask. Deci asta trebuie cumva combinată cu apă și făcute vreo 7-8 straturi, tot așa pe rând, să ți-l dai pe față, să te uși cu uscătorul, după care tot să repeți treaba asta de vreo 7 ori, cam așa, ca să aibă efectiv efectul ăla pe care îl doresc eu. Așadar o să ne vedem cu treaba asta mai târziu puțin sau mâine, o să vedem exact cum am timp. Hai că pun camera aici, eu tocmai ce m-am întors acasă, sincer, îi... mult mai cald afară, adică 10 grade, dar bate un vânt așa nașpa și, nu știu, am purtat și căciulă, mi-a rămas aici o urmă pe frunte, cred că mă vedeți. Deci da, hai să vă arăt ce am cumpărat de la Pepco. În primul rând, această treabă este această tavă de tartă și nu doar că este o tavă de tartă obișnuită, pentru că cred că genul ăla de tartă mai am acasă, e diferită pentru faptul că are fundul detașabil, cred că vedeți acolo că puteți să îl îndepărtați. Și aceasta a fost, să vă zic, 16 lei, este cu diametru de 28, cam exact cât fac eu în mod normal. Am dimensiunea pe care o folosesc eu și la discurile alea de tort, deci mi se pare genială pe faza că iese fundul. În ideea în care de câte ori mă chinuiam, ori zgâriam foarte tare tava când trebuia să tai efectiv o felie, sau nu reușeam nici cum să-i scot forma aia să rămână exact așa zimțată cum e aici pe lateral, ci reușeam să o sfarm de fiecare dată, rupeam toată treaba asta din spate și era foarte aiurea, zgâriam tava după cum ziceam și atunci cu fundul ăsta detașabil mi se pare că e mult mai easy busy, pentru că poți efectiv să împingi în sus fundul ăsta și să iasă toată tarta aia, adică mă rog, ori forma de biscuit, îi puneți cu unt, ori dacă efectiv faceți un aluat de tartă, o să iasă, cred că mult mai ușor afară, evident dacă ungeți puțin tava și o să își păstreze forma aia, așa că eu sper să funcționeze și sunt tare entuziasmation că mi-am găsit treaba asta. Și următoarea chestie, mi-am luat o lingură pentru înghețată, știu că nu-i sezonul, dar nu știu, când mă duc eu așa aiurea și mă plimb și am prea mult timp să mă uit pe magazine, încep să-mi dau filme că vai ce mi-ar trebui chestia asta, ce nu știu ce, și eu am lingură din aia care... împinge globul, nu știu, că strângi de ea și se tot mișcă treaba aia din metal, dar mă enervează pentru că în momentul în care e mai înghețată, sau nu știu cum să mă exprim, rupe doar așa bucăți și, mă rog, la gelaterii unde am mai mâncat eu înghețată am văzut că aveau genul ăsta de lingură cu care luau globul și mi se pare mult mai ok, cred eu, și am cumpărat-o și a fost 5 lei, deci pentru 5 lei am zis că merită banii. Și ultima chestie pe care am cumpărat-o, dar nu de la Pepco, ci de la PPT sau P... cum îi stai? Prețuri pentru toți, cred că PPT, așa îi zice. Mi-am găsit și eu în sfârșit, după 100 de ani, după 1000 de ani lumină, genul ăsta de... curbator de păr, nu știu cum să zic, ondulator de păr cu care dorm peste noapte, cu siguranță l-ați văzut, adică nu e ceva nou, dar l-am prins la 15 lei, cred că e mai rentabil sau oricum, cam așa era și pe Shein, tot am zis că mi-aș fi pus o comandă, dar mă rog, tot am amânat, tot mi-am cumpărat alte chestii și am zis că o să-l încerc, zice că trebuie să-ți umezești puțin părul înainte și să-ți pui treaba asta pe cap, să dormi cu ea, să-ți înfășori efectiv șuvițele după treaba asta și să dormi cu ea și dimineața teoretic ar trebui să ai bucle. O să testăm și treaba asta, nu știu exact când, dar o să o testăm cu siguranță, poate o să reușim în vlogul ăsta, poate chiar de seară o să încerc să văd dacă funcționează. Deci da, cam astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut de la Pepco și de la PPT. Nu mi-am cumpărat multe chestii, după cum se vede, dar am zis să vi le arăt, să nu uit cumva să vi le arăt. Mă duc să termin de editat, după care ne întoarcem să facem probabil tocănița împreună și vedem cu peel-off mascul ăla dacă o să funcționeze sau nu, asta ori mai de seară, ori mâine, dar vă țin la curent și ne auzim peste câteva secunde. Că mă apuc să fac tocănița și am tăiat aici niște ardei, cred că îl vedeți voi, și am spălat și ceapa asta și o să o tai mărunt. Am pus oala aceea de la Tefal One Pot la încălzit pe funcția brown
N-am făcut până acum tocăniță în ea, am făcut doar ceva bucată așa mai mare de carne, tip friptură. Și aia a ieșit ok și mă gândeam să fac și tocănița asta ca să se și fiarbă mult mai repede carnea și să se rupă așa fain în bucăți, nu știu cum să vă zic, adică să nu rămână așa țoasă sau să rămână cu prea multă grăsime, ci să se gătească super ok. O să tai aici și un cățel de usturoi. Să vă iau și pe voi aici. Deci i-am setat funcția asta brown, nu știu oricum dacă vedeți, dar mă credeți pe cuvânt. Și o să pun foarte puțin ulei normal aici, direct în oală. S-a încălzit destul de tare. Și o să pun legumele pe care le-am tăiat, adică ardeiul, ceapa și usturoiul la călit. Și între timp o să mă ocup să spăl carnea și să o pregătesc. Acum o să adaug și carnea. Am aici niște pulpă din asta de porc. Era ceva pulpă de porc de la Lidl. Și o să pun aici carnea peste, o să las și pe ea să se călească puțin. Acum că s-a călit puțin carnea, o să adaug și niște sos din ăsta de roșie, adică bulion. O să adaug așa, cred că toată treaba asta, cred că a fost în jur de 50-60 de mililitri. O să pun așa, să intre frumos acolo. Și acum o să mai adaug și niște cremă din asta de gulaș, cam cât, cam așa, două linguri aproximativ. Iar acum o să adaug aici și niște boia dulce, o să adaug vreo două lingurițe de boia. Așa, niște chimen din asta praf. Bine, asta e opțional, mie îmi place să-l pun, dar nu pun foarte mult. Pun așa vreo linguriță din asta mică. Iar acum o să torn foarte, foarte puțină apă peste, cât să acopere carnea puțin. Așa. Iar acum o să-i dau cancel la programul acesta. O să închid oala. Așa. Și o să-i dau pressure cook pentru meat. Hai să-i dăm 40 de minute. Așadar o las în pace să se gătească și ne revedem cu carnea după cele 40 de minute. Gata, am depresurizat oala și cam așa arată tocănița mea după 40 de minute. Vedeți că s-a micșorat foarte tare și s-a gătit, zic eu, destul de bine. Se rupe destul de ușor, dar oricum mai vreau să o las să se rupă și mai tare. Și înainte de a mai da încă o dată funcția asta, cred că tot pressure cook o să-i dau, o să dau și niște vin roșu. O să adaug așa vreo un pahar aproximativ de vin roșu. Iar acum o să-i mai dau încă o dată pressure cook, doar că o să-i dau mai puțin ca și timp. 23 de minute, să zicem. După care o să mai lăsăm să fiarbă și fără capac, să se mai elimine din lichid și o să mai adaug puțină smântână, pătrunjel și o să condimentez cu sare și piper. Gata, am oprit și oala, vedeți că încă fierbe și acum o să o las puțin să fiarbă pe funcția aceasta de brown, am pus-o, cred că vedeți că e luminată acolo. O să las să mai fierbă așa cu capacul deschis, o să pornesc doar hota să absorbă, pentru că eu mi-am plasat-o aici deasupra hotei ca să nu miroase în toată casa și sincer nu miroase deloc în casă după ce gătesc cu ea, chiar super mulțumită. Și o să las acum, repet, să fiarbă puțin cu capacul deschis. Și eu am încălzit cuptorul la 165 de grade, pentru că astăzi, dacă totuși am fost aici prin bucătărie, am zis hai să mai gătesc ceva, să fie ziua de gătit. Am făcut și o banana bread, că avem o banană iară moartă acolo. Deci cred că dacă o mai țineam până de seară, deja era stricată groznic sau până mâine. Așadar o bag și pe ea la cuptor și o să vă las rețeta în bara cu descriere. Așadar mă pun și o să îmi fac piureul de cartofi, îl fac super simplu, o să pun doar niște lapte, unt și puțin ulei, o să-l bag și la mixer. Aici în farfurie deja mi-am pus și eu să mănânc, așadar poftă bună. Sper că o să fie bună, eu am gustat tocănița și pare destul de ok. Am mai pus la final, după cum vă ziceam, doar niște sare, piper. Am pus niște pătrunjel verde pe care îl vedeți pe acolo și cam asta este rezultatul final. Plus niște smântână, cred că v-am mai zis că am pus cam, să zic, jumătate de pahar de smântână din aia de la Lidl de gătit, dar puteți puneți și smântână normală de vacă, mă rog, din asta de la țară. Deci, da, cam asta este rețeta, am pus și o să mănânc, poftă bună și ne auzim puțin mai târziu.
Gata, hai că am scos și banana bread din cuptor. Cam așa arată cu fulgii de migdale. Îmi place că până la urmă nu s-au ars deasupra, că asta a fost frica mea. Acum încă e super, super fierbinte, dar o să o gust după aia. Am mai adăugat niște ghimbir, apropo, și v-am zis că n-am băgat nucă, cum făceam de obicei în rețetele de întotdeauna. Ce am pus să fulge ăștia de migdale, atât în interior cât și deasupra, că-i și vedeți. Și un secret pe care... cred că de la fragii mei, știu, parcă așa mi-aduc aminte, e să pui sare deasupra în momentul în care o bagi la cuptor și atunci cumva are gustul ăla potrivit. Adică nu știu, nu-ți dă senzația aia că e prea dulce, mai ales dacă, de exemplu, poate ai și bananele foarte dulci, mai pui și zahăr exact cât e în rețetă. Eu oricum am redus din cantitatea de zahăr pentru că înainte puneam 150 de grame, iar acum dacă am o banană foarte, foarte coaptă sau am în două, pun doar cam 120-130 de grame și mi se pare că e suficient, având în vedere că oricum mai pun ciocolată sau nu știu ce chestii prin ea și extract de vanilie și așa mai departe. Mi se pare că e suficient de dulce, dar asta ține de preferința voastră. Și la cuptor o țin 45 de minute, îmi place să o scot un pic mai repede pentru că îmi place ideea de umed, adică să rămână umedă, e gătită, vă dați seama, dar oricum ce vedeți voi aici lucios e ciocolata și banana. Pentru că mie îmi place să las așa bucăți un pic mai mari de banană, nu-mi place să le mărunțesc extrem de tare, dar oricum, cam asta este rețeta, îmi fac și eu o cafea, o să las un pic să se răcească și o să mănânc două felii și revin atunci să vedem cum este la gust. Nu o prea vedeți foarte mult, dar aici este și cafeaua și mi-am făcut cu lapte de migdale, nu știu de ce nu mai găsesc la Lidl lapte de ovăz, deci numai nu nebunesc. Chiar nu înțeleg de ce nu mai este, efectiv m-am plimbat și alalter și ieri și astăzi și nu găsesc deloc, nu înțeleg de ce nu mai este. Plus că nu mi-aduc aminte să fi fost acea promoție, să fi dispărut, adică și în momentul în care era la promoție întotdeauna găseam. Și nu știu, la toate Lidl-urile am fost, adică mă rog, la vreo 3 dintre ele și nu am găsit la niciunul, dar mă rog. Hai să gustăm din banana bread, să vedem cum e. Deci e genială. Chiar e bună cu fulgi ăștia de migdale, să știți. Că v-am zis că e prima dată când am pus și eu. Super bun. Și totdeauna să băgați și puțină scorțișoară, nucșoară, ghimbir și sale. Genială. Îmi beau și eu cafeaua asta și ne auzim mâine, cel mai probabil. Hei, dragii mei, tocmai ce am terminat de mâncat. Este următoarea zi, de fapt, peste... două zile, cred că ieri nu ne-am mai auzit, pentru că v-am zis că o să ne revedem cu masca aceea peel-off pe care am cumpărat-o din DM. Până la urmă o să revin imediat asupra subiectului pentru că a fost mega funny. Dar prima dată voiam să gustăm aici două chestii pe care am luat de la Lidl și cu care cred că v-am rămas datoare pentru că le-am cumpărat și nu le-am testat, adică mă rog, nu am apucat să vă zic ce gust au. Așadar, hai să le testăm împreună. Prima dată este vorba despre această ciocolată pe care am găsit-o acum, nu știu dacă era dinainte sau pur și simplu a apărut acum. Este la vreo 2 lei și știți că aveau ei ciocolățile alea care erau și cu alune și cu tot felul de chestii și erau la preț foarte bun, după care s-au scumpit. Văd că este de la ceva producător Milano Group, nu știu exact, nu am mai văzut ciocolata asta până acum, poate să fi fost, dar să fi avut alt ambalaj, asta poate mă ajutați voi în comentarii. Așadar, eu m-am gândit că poate, fiind cu căpșuni, să semene o idee la gust cu ciocolățile Milka, pentru că așa și arată dacă vă uitați așa mai de aproape. Așadar, hai să vedem. După care vreau să testăm acel gem de petale de trandafir pe care le-am cumpărat acum câteva zile. Și am zis că gust prima dată ciocolata, pentru că cred că gemul să fie și mai dulce. Vai, deci miroase exact ca Milka. Vai, deci eu mor. Deci mor. Dacă e ca și Milka, am și murit, tot o mănânc. Nu e exact ca Milka, dar merge. Adică n-are gust ieftin. Cred că e undeva 80% din Milka. De seamănă foarte bine și în special la miros. Miros exact la fel. Și la el la 100 de grame și v-am zis că a fost cred că 2 lei și ceva. Deci, sincer, la banii ăștia chiar e destul de gustoasă. Știți că e bunicică. Că aveam mai multe variante. Nu știu celelalte cum sunt, habar n-am. Dar asta chiar pare a fi ok. Apoi o să-mi iau o gură de apă imediat. Vreau să vă arăt dulceața asta de trandafir pe care, mă rog, am desfăcut-o. Mi-am băgat doar o linguriță mică să văd cum e.
La momentul ăla, nu știu ce mai mâncasem eu. Nu mi-am dat seama dacă e acrișoară din cauza a ceea ce am mâncat-o de la Gem. Așadar, hai să fac și eu ca la Masterchef să-mi beau o gură de apă ca să pot să simt gustul mai bine. Așa. Și hai să vedem. Deci ideea e că eu prin ambalajul ăsta inteligent n-am văzut că îs bucăți de petale. Adică efectiv mâncăm petale de trandafir, ca să ne înțelegem. Și stați, nu știu cum să țin să vă arăt. Deci efectiv, se vede și acolo la voi, are așa bucăți de petale. Deci efectiv eu nu m-am așteptat la chestia asta. Eu am crezut că e un gem, adică e o pastă, nu cu bucăți de chestii, de petale, dar de mirosit, miroase a petale din alea uscate de trandafir și nu te face să-l mănânci, nu știu cum să zic. Eu mi-am imaginat că o să fie ceva, nu știu, mai fructat, parcă, deși, nu mă întrebați de ce, dar în mintea mea aia se întâmplă, adică, nu știu, asocia mirosul ăla de trandafir proaspeți cu ceva fructat, cu ceva dulce, nu știu la ce m-am gândit eu și mai, cred că când era mai mică, cred că făcea bunica mea, dacă nu mă înșel, ceva sirop de trandafiri sau ceva de genul și era super aromat, nu știu, îți dădea impresia că e ceva de fruct, așa mi-aduc eu aminte de când eram copil, dar ăsta, nu știu, miroase a petale uscate, adică ca și când ți-o murită, ca și când ți-o murită trandafirii pe masă și miroase așa flori de alea nașpa uscate, ca și când super ofelite și trebuie să le arunci. Hai să vedem gustul, că nu mai țin minte. Ba, seamănă un pic cu siropul ăla ce-l făcea bunica mea. Da. Nu știu, nu e un gust pe care să zici că, adică personal, nu știu, poate vă o să vă placă. Nu poți să-l numești că e dulce, dar are gust de petale uscate de trandafir, nu știu, nu că aș fi mâncat vreodată, dar nu știu, eu tot timpul am problema asta, deci de când îs mică. Deci, în primul rând, că niciodată nu știu să zic dacă e acru sau amar, deci când vă mai zic chestii că e acru sau amar, să mă mai întrebați încă o dată că precis am greșit. Și, efectiv, asociez gusturile cu mirosul. Nu știu dacă pot, nu știu cum să vă explic. Deci, efectiv, are gust de miros de petale uscate de trandafir. Deci, efectiv, nu. Mai faceți-mă să fac review-uri, că o să ne amuzăm. Păi, cred că aș muri de râs să fac vloguri din alea în care să gust chestii pentru prima dată și să vă dau review. Cred că ar fi un subiect interesant de vlog. Deci, da, nu știu, poate pe pâine să fie o altă treabă. Dacă vă place ideea aia de sirop de trandafir și trandafir, nu știu, dacă ați mai mâncat ceva similar, să știți că seamănă destul de bine la gust cu ceea ce era pe vremuri sau, nu știu, așa cum țin eu minte cum era siropul ăla de trandafir ce-l făcea bunica mea. Dar, nu știu, parcă e cumva dulce, așa că te strânge de gât după ce ai terminat de mâncat, cum e așa, cum așa, am mâncat foarte puțin, ați văzut că am mâncat o linguriță și un pic. Deci, nu știu ce să zic, îi dau nota 6, adică mai degrabă l-aș cumpăra pe ăla de zmeură. Deci, ăsta, despre ăsta vorbeam, că e mult mai bun, de la Maribel ăsta, deci sună super ciudat. Dar ăsta este absolut perfect, e cu zmeură, deci ăsta e preferatul meu. Și cred că cu caise am mai mâncat din ăsta, nu mai am un frigider că s-a terminat, dar la Sabine, de exemplu, îmi place gemul de caise, mie îmi place gemul de căpșun și mai nou zmeură, cum e ăsta. Și atunci, mă rog, el o tot mâncat din ăla și nu mai este, dar ăsta, vă zic sincer, e super bun. Deci dacă vă place gemul de zmeură și zmeura în general și căpșunile, cu siguranță o să vă placă și gemul ăsta. Și e bun și cu din ăla platou cu brânzeturi, de exemplu, că eu l-am testat. Și e bun și, evident, pe pâine cu unt, că așa mănânc și eu și îi the best. Deci ăsta chiar vi-l recomand. Pe ăsta chiar vi-l recomand, dar de ăsta nu știu ce să zic. M-am umflat și eu că l-am văzut acolo, nici nu a fost cum, nu știu, cred că a fost 9 lei sau cea de bine, a fost cum față de, cred că cât sunt astea, cred că sunt mai ieftine. Dar, nu știu, când am văzut trandafir, mi-a sărit capul, nu știu, deci efectiv. Și acum, mă vedeți pe mine așa, înciufulită, vai steaua mea, și încă sunt roz la ochi, cred că încă mă puteți observa, adică, probabil, dacă ați observat și așa, să știți că de la machiajul de ieri, pentru că, mă rog, nu v-am mai putut filma și pe vlog ceea ce făceam, pentru că v-am mai povestit cu telefonul. Ideea e că n-am mai avut
spațiu să filmez cu telefonul și am început să filmez cu aparatul, dar pentru Instagram și pentru TikTok trebuie să filmez în format din acesta portret și nu landscape cum folosesc la YouTube. Și atunci n-am putut să folosesc același material să vi-l pun și pe YouTube, n-am mai avut încă o cameră disponibilă care să mă filmez să vă... Să vă iau așa cu mine, dar oricum, dacă vreți să vedeți ce rezultat a ieșit, îl găsiți și pe Instagram și pe TikTok, l-am postat acolo, îl găsiți pe ambele Makeup Alexandra Purge. Deci, da, a funcționat cât de cât pot să zic, bine, știam că am nevoie de un aerograf, că tot m-am uitat eu pe TikTok, am rupt TikTok-ul și ieri și alaltăieri și m-am tot uitat cum ar trebui să fac și cam toate variantele mai... profesionale, ca să zic așa, erau făcute cu aerograful. Eu nu am aerograf, am zis că nu o să-mi cumpăr un aerograf pentru treaba asta, pentru că nu e ca și când, nu știu, o să fac o chestie obișnuită din lucrul ăsta, poate maxim o dată, dar cu siguranță nu o să-l folosesc non-stop ca să-mi trebuiască aeograful. Așadar am zis că nu îmi dau bani acum pe așa ceva și am mai văzut variante cu pensula sau variante cu spray-ul. Eu, mă rog, nevrând să-mi dau pe ochi, pentru că asta era una dintre chestii, că zicea să evit zona ochilor, am folosit o pensulă, tot m-am uitat și eu la alte persoane și ori foloseau o pensulă din aia de make-up tip Evantai, ori o pensulă din asta așa mai lată, dar care să nu facă separări între fire, nu știu cum să mă exprim, adică să stea efectiv plată, indiferent dacă o bagi în chestii lichide. M-am combinat-o cu apă, asta ca să știți, și... am folosit un uscător de păr, pentru că dacă nu foloseam uscătorul de păr, nu reușeai cu nimic altceva să-l usuși, pentru că nu era vorba doar să fie un ventilator, ci era ideea să dea căldură. Atunci uscătorul de păr era varianta cea mai ok, dar mă rog, repet, trebuie aplicat cu aerograful ca să-ți iasă, cred că, tehnica absolut perfectă și... oricum, din ce m-am uitat și la alții, de obicei cam 2-3 failuri au dat până să le iasă perfect. Eu poate că o să mai încerc o singură dată, dar probabil că o să schimb pensula, aerograf, oricum nu o să-mi cumpăr, repet. Dar ca idee, o ieșit ceva. Nu sunt chiar demoralizată și dezamăgită total, pentru că, mă rog, mai aveam o problemă cu astupatul sprâncenelor, pentru că sprâncenele mele, chiar dacă nu sunt ele nu știu cât de dese, sunt destul de... pigmentate sau nu știu cum să le numesc, adică nu le poți acoperi total, oricât m-am chinuit să le acopăr, să le dau, deci cred că le-am dat cu, la un moment dat și în afara camerei le-am mai dat de vreo 2 ori cu produs din ăsta de acoperire, cu fond de ten, cu concealer, cu tot felul de chestii și cu camuflaj din ăla cu un produs ceva mai gros, dar tot nu mergea, deci probabil că aveam nevoie de ceva lipit, atunci a... neavând lipiciul ăsta, cumva încă mi se vedeau ușor sprâncenele, am încercat eu să recreez un fel de pliu exact în zona în care erau sprâncenele ca să pot să le închid și să nu pară chiar că am 2 rânduri de sprâncene, dar oricum, cât de cât o ieșit, să zic, în proporții de 70-80%, să zic, mi-a ieșit ca idee, poate că o să mai încerc o dată, dar voiam să vă povestesc un pic și aici despre experiență și a durat destul de mult până mi-am făcut toate straturile alea, gândiți-vă că mi-am aplicat 7 straturi sau 8, nici nu știu, cred că totuși 7 de produs din ăsta, tot mi-am pus cu pensula, m-am uscat, iar mi-am pus cu pensula, iar m-am uscat și da... A fost o distracție seara, cred că mi-a luat vreo 2 ore să fac machiajul ăla. Bine, nu mi-a luat machiajul, ce mai mult, cred că o oră mi-a luat numai să tot îmi aplic straturile alea și să mă tot uit să am grijă, să nu las locuri în care să nu fi dat sau să curgă prea mult pe față. Dar oricum, e acolo o combinație, așa, trebuie să nu fie nici prea lichidă compoziția, nici prea gelatinoasă, trebuie să vezi cu ce o pui, să vezi cum o usuci. Deci sunt mai multe chichițe acolo, cred că e și vorba de ten, cred că contează foarte mult și fondul de ten, dacă pui pudră, dacă nu pui pudră, dacă folosești un fond de ten mai pudrat sau mai hidratant, eu cred că toate lucrurile astea, cred eu că schimbă sau să influențeze cu ceva. Dar da, cam asta este treaba. Nu știu dacă mai facem ceva în vlogul ăsta, nu știu, nu aș crede. Mulțumesc așadar de vizionare și ne vedem în fiecare luni și joi de la ora 8. Deci da, vă las, vă urez un weekend absolut minunat, să petreceți timpul așa cum vă doriți voi. La noi chiar anunță vreme foarte bună, așadar sper să ieșim și noi undeva să facem ceva interesant. Deci ne auzim data viitoare. Pupici! Pa, pa!